Bună, prieteni, sunt Zidana. Astăzi am făcut 12 clătite din 2 ouă. Cea mai simplă și cea mai ușoară rețetă. Uitați-vă cât sunt de finuți. Sunt foarte măcuți, spuhăvi. Puhăvi a doua, a treia, a patra zi. Le las la frigider. Este cea mai ușoară rețetă pe care o am pe canalul meu de YouTube. Așa, uitați-vă cât sunt de pufoase și frumoase. Am tot video pas cu pas, uite aici jos. Lasă un like și distribui dacă îți plac videourile mele. Două linguri de zahăr, 150 mg de lapte, două ouă, 20 grame de ulei, un strop de extract de vanilă, un strop de sare, 3 linguri de făină și amestecăm bine până obținem aluatul nostru. Aluatul meu este gata, l-am amestecat bine, am pus tava cu puțin ulei și încep a face clătitele. Astăzi clătite numai din două finuțe subțiri și foarte molcuți. Numai din două, mi-a ieșit 12 clătite. O rețetă super ușoară și rapid de făcut.